organizăm expoziții periodic, motivate fie de eveniment sau pur și simplu vrem să arătăm ce lucrăm. Câți copii aveți și ce vârstă au aceștia? Avem trei grupe, începând de la grupa pregătitoare, chiar avem o identitate a lor, așa, grupa milionilor, deci până în clasa a patra, clasa a cincea, pentru că au fost atât de numeroși și erau vechi membri de la 1-4, a rămas o grupă de sine stătătoare a voinicilor și, bineînțeles, aici ne întâlnim cu seniorii. Ce faci tu aici? Am văzut niște îngerași, ce copilași, ce faci tu? Da, niște îngerași pentru sărbătorile de iarnă. Da. Câte ore petreci în fiecare săptămână aici, la Cercul de Pictură? 2 ore. În fiecare săptămână. De ce vii aici? Ce îți place să faci? Să pictez și îmi place că mă relaxez când fac aceste lucruri. Unde vor ajunge ele? Ce vei face cu ele mai departe? Păi le vom duce la concurs. Cum găsești cercul de aici? Cum te ajută pentru ce vrei să faci tu mai departe? Mă ajută, exersez mult la cerc, pictez diverse lucruri. La ce lucrezi acum? Este o icoană? Da, este o icoană, ocrotitoare a Sfintei Mănăstirii Filoteu din Muntele Athos. De cât timp ești aici, de câți ani? Acesta este al treilea an. Și mai departe ce vrei să faci? Mai departe aș vrea să merg la liceul de arte. Pe artă. Tot așa zona de pictură sau grafică? Da. Cum ați reușit să strângeți toate aceste obiecte pe de-o parte, iar pe de altă parte, care este planul pentru ele? Păi, ideea ne-a venit tot așa la o discuție când făceam repetiții la ansamblul Doina Casinci, că în afară de dans popular, Comuna Casinci a mai avut și alte tradiții, de exemplu războiul, țesutul. Și ideea a venit de la doamna Frigiu să facem un muzeu al satului. Am găsit spațiul ăsta mic, hai să facem un muzeu. Am dat sfoară în țară că suntem în măsură să organizăm un muzeu, iar cetățenii care au lucruri vechi și care ar putea să fie de interes să ne caute. Am dat la stație, că avem stație aici de amplificare în tot satul. Am fost pe la bătrânii din satele învecinate și am strâns aici o grămadă de lucruri, după cum vedeți, foarte valoroase, unele și foarte vechi. Spunea doamna că războiul de țesut era gata de a fi pus pe foc, a fost recuperat înainte să fie pus pe foc, da. Și este o minunăție, poate chiar e funcțional și da, în ziua da, de astăzi. Da, este funcțional războiul și are dreptate, doamna, l-am recuperat înainte de a fi pus pe foc. Dar ce vreau să vă spun este că ideea a avut așa o mare rezonanță, că am strâns atât de multe obiecte încât acest spațiu a devenit neîncăpător. Ce veți face cu toate acestea pentru a le arăta tuturor într-un spațiu cu adevărat dedicat ca și muzeu? Deci dacă până acum acest muzeu a fost într-o locuință, într-un spațiu impropriu și un muzeu așa impropriu spus, în clădirea unde a funcționat primăria până în 2007, începând cu primăvara anului viitor, acolo vom muta acest muzeu. Clădirea are un hol foarte mare, 4 săli mari, încă o sală, e un spațiu generos acolo. Și acolo vom expune muzeul, o să consultăm și un specialist în acest sens să ne spună cam camerele, cum să le facem, ce să punem, ordinea și în sfârșit multe chestiuni care ține de un specialist. Iar din vara anului viitor, acest muzeu se va deschide oficial, va fi pus pe Facebook, pe site-ul primăriei și oricine are plăcerea să-l viziteze. Vorbind despre locația actuală, căminul cultural, ați investit și în acest cămin și arată așa cum ar trebui să arate o clădire de cultură din care ar face mândru orice primar și orice localitate din județul Tulcea. Am investit, am schimbat acoperiș, am schimbat sala de spectacol, scaunele, scena, aparatura, am anexat căminul cultural și
toaletele, sala de centrală termică, avem centrală termică, încă o încăpere unde depozităm lemnele. Lucrarea a fost făcută prin Compania Națională de Investiții. Noi am predat căminul cultural lor. Ei, într-un an, jumătate, 2 ani de zile, au făcut căminul și după aia ne l-au predat înapoi. Investiția s-a ridicat, dacă nu mă înșel, la vreo 500.000 de euro. Unul dintre cele mai prețioase obiecte pe care le dețineți în acest muzeu inedit al satului este cea din spatele noastră. Vreau să ne spuneți câteva cuvinte despre acest obiect. Sigur, este un veșmânt pentru iconostas, cusut chiar de localnicele din anul acela 1932, dăruit bisericii pentru a împodobi, cum se practica și atunci și acum, a împodobi biserica, dar cu truda lor, cu mâna lor. Reprezintă o icoană în miniatură a Sfântului Gheorghe, iar ca valoare etnologică, bănuiesc că este una, dar cea spirituală o copleșește, fiind primul veșmânt al iconostasului din biserica noastră. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre aceste cămăși și costume pe care le aveți lângă dumneavoastră. Ca să ajungă în felul în care arată acum, fetele seara se strângeau la clăcile de odinioară și nu era de conceput ca o ladă de zestre să nu aibă în componența ei și cămașa de nuntă. Aici avem două obiecte, două piese de felul acesta, cămăși de nuntă, una pentru mireasă, una pentru mire. Ce vechime au acestea? Ce știți despre povestelor, de istorielor din spate? Deci, după spusele celor care le-au donat așa cu tot sufletul muzeului, în jur de 80-100 de ani. Deci o vechime destul de mare.